Te salut cu drag! Mă rog ca Domnul Iisus Hristos să te binecuvinteze! În această seară vreau să-ți aduc o veste bună. Vreau să-ți aduc o veste extraordinară. Am aici o lumânare și dacă o vezi, această lumânare a fost aprinsă și acum arde. Produce o mireasmă plăcută. Mă rog ca această veste pe care ți-o voi aduce să ardă în inima ta, iar tu mai departe să fii o lumină pentru cei din jurul tău. Această veste este pentru toți oamenii, din toate timpurile, din toate contextele. Și de cine este dată această veste? Este dată de Dumnezeu în Cuvântul Lui. Și ne vom uita acum într-un text din Luca, capitolul al doilea, și este un context foarte interesant. Păstorii erau acolo pe câmp și la un moment dat se coboară îngerii. Și când se coboară îngerii, le aduc următoarea veste. Nu vă temeți căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Dragul meu, care este această veste bună? Și anume că Iisus Hristos s-a născut și El este mântuitorul lumii. Această veste bună aduce pace și nu teamă. Nu la întâmplare Păsto -ă, nu la întâmplare, îngerul îi spune păstorilor: Nu vă temeți. De ce? Că în prezența lui Dumnezeu, Duhul de teamă sau de frică n are ce căuta. Această veste bună aduce bucurie și nu tristețe. Repet, pentru toți oamenii. Mă uit în Matei, în capitolul 1, cu versetul 21. Văd o profeție care s-a îndeplinit. Ea, și aici se referă la Maria, ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus. Pentru că el va mântui sau va salva pe poporul lui de păcatele sale. Vreau să ai în mintea ta următoarea expresie în această scurtă meditație. S-a împlinit vremea. S-a împlinit vremea. Și vreau să-ți prezint patru adevăruri fundamentale care îți vor aduce multă bucurie. În primul rând, dragul meu, s-a împlinit vremea întrupării. Wow! S-a împlinit vremea ca Dumnezeu să vină de pe Pământ, să ia chip de om, să se facă. Om, s-a coborât la nivelul meu și la nivelul tău. Și ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât se identifică cu noi și în latura asta umană. Dumnezeu nu este un Dumnezeu de departe. S-a împlinit vremea ca Maria să nască. Au profețit aceste lucruri, s-au profețit aceste lucruri în trecut și astfel s-a împlinit Scriptura. În Luca 1, de la 30 până la 35, spune așa cuvântul. Îngerul i-a zis și iarăși aceeași expresie, nu te teme, Marie, că ce ai căpătat în durare înaintea lui Dumnezeu și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Isus. Ce se întâmplă cu Domnul Isus Hristos? El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului, cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat. Îngerul i-a răspuns, Duhul Sfânt se va cobură peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Dragul meu, astăzi și pentru tine s-a împlinit această veste extraordinară și anume vremea întrupării. Este și pentru tine. A adevărului lui Dumnezeu crede cuvântul scris și așteaptă-te să fii surprins de Dumnezeu. Un alt gând la care te rog să meditezi de acest Crăciun, de această sărbătoare, s-a împlinit vremea cercetării. Da, e frumos să auzi vestea că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat, dar hai să mergem la următorul nivel, a venit vremea ca omul să se deschidă cu întreaga sa ființă la revelația sau la descoperirea cerească pentru propria regăsire. E foarte interesant că păstorii își cunoșteau turmele, fiecare oaie, știau în parte, dar și Dumnezeu îl știe pe fiecare om în parte, și Dumnezeu îl știe pe fiecare păcătos în parte și el a venit să-l mântuiască sau să-l salveze pe păcătos. Isaia 57 cu 15 spune în felul următor Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez ducurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dragul meu, Domnul Iisus Hristos nu a venit la oamenii cei mai tari. Nu a venit la oamenii cu pozițiile cele mai înalte. Nu a venit la cei mai șmecheri, la cei care sunt pe primul loc în societatea în care trăim. El a venit la cei smeriți. A ales să se descopere în primul rând celor care erau păstori, celor care erau acolo, jos, celor care erau smeriți, celor care erau cu inima zdrobită. Dumnezeu caută la noi un duc smerit și o inimă zdrobită pentru a se coborâ în viața noastră. Și vreau să aduc bucuria asta acum de Crăciun. Cea mai mare problemă a omenirii, dragul meu, nu este nici sărăcia, nu sunt nici luptele dintre popoare, nu sunt nici lipsa banilor. Cea mai mic, mare problemă este păcatul. Dar ce ne promite Domnul Isus Hristos? Că El are un antidot pentru păcat. Antidotul pentru păcat, manifestat prin frică, nu? Îți este frică atunci când ești păcătos? Îți este frică când trăiești o viață păcătoasă? Că știi că ceva nu este bine acolo? Știi că ceva nu este corect? Antidotul ăsta apare la nașterea Mântuitorului, la nașterea lui Hristos, care este Unsul, la nașterea Lui, care este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Răspunsul la problema noastră a păcatului este găsit în Scriptură. De asta te îndemn. Citește Cuvântul lui Dumnezeu caută-L și crede-L pe Domnul Isus Hristos pe cuvânt. Al treilea adevăr la care vreau să meditez și anume este următorul. S-a împlinit vremea confirmării, adică vremea ca oamenii să se întâlnească personal cu Domnul Isus Hristos. Care este atitudinea păstorilor? Haideți să mergem la Betlem, haideți să vedem ceea ce s-a întâmplat, hai să vedem că ceea ce ni s-a spus chiar pe bune a avut loc și Dumnezeu ne-a făcut cunoscut lucrul acesta Dragul meu, crede tot ceea ce a spus Dumnezeu și este consemnat în Biblie. Și mai, târziu, mai devreme sau mai târziu se va îndeplini. De asta te încurajez să crezi cuvântul lui Dumnezeu, să-l citești ca Dumnezeu să se re reveleze. Te încurajez să crezi, te încurajez să cercetezi și să te încrezi totdeauna în cuvântul lui. Și nu uita un lucru foarte important. Dumnezeul cel complex... Dumnezeul cel fără margini, Dumnezeul cel infinit, alege să se descopere în simplitate oamenilor smeriți. Nu la întâmplare a venit și s-a născut într-o iesle, nu la întâmplare a luat chip de bebeluș și nu la întâmplare s-a descoperit păstorilor, nu împăraților, nu celor mai influenți, ci celor mai smeriți. Asta a împlinit vremea confirmării și pentru tine. Întâlnește-te cu adevăratul Domn. Iisus, Mântuitorul Lumii, care poate să fie și Mântuitorul tău personal. Și nu în ultimul rând, meditează la gândul al patrulea. S-a împlinit vremea mărturisirii. În viața ta să, ai pa să porți această amprentă cerească a persoanei, a puterii, a planului și prezenței lui Isus. Ce interesant că în momentul în care păstorii primesc vestea asta, Toată această veste te conduce la un singur lucru, să-L lauzi și să-L glorifici pe Dumnezeu, să ridici mâinile sus, să-I te închin lui, să te rogi lui și spui, Doamne, mulțumesc că ai ales în prezinți vestea asta și mie. Vreau să închei cu următorul gând din fapte 4 cu 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Ce nume frumos, numele Domnului Iisus Hristos. Dragul meu, cum poți beneficia de vestea asta bună? Și vreau să-ți repet un lucru. Meditează asupra ei. Meditează asupra faptului că Iisus Hristos a ales să fie smerit, a ales să vină pe acest pământ. El care este regele regilor, împăratul împăraților, a ales să vină aici pe pământ pentru unul ca tine și ca mine. Al doilea lucru, pregătește-te pentru vestea asta. Nu poți să vii oricum cum nici când te duci la o nuntă nu te duci oricum, când nici când te duci la o sărbătoare, o zi de naștere nu te duci oricum, te pregătești. De asta pregătește-te pentru acest Crăciun și ceri lui Dumnezeu să facă o schimbare în viața ta. Al treilea lucru, primește vestea asta cu bucurie, nu oricum. Când în momentul în care primești o veste bună nu stai cu fața bosumflată, nu ești întristat, nu plângi, ci te bucuri. Pentru că El a ales să ți se descopere. Și nu în ultimul rând, spune mai departe. Asta au făcut păstorii. Hei, uite, profeția asta care a avut loc s-a îndeplinit acum și în viața noastră. Care este condiția pe care trebuie să o îndeplinești, dragul meu, ca să te bucuri de vestea asta bună? Sfințirea. Sfințește-te ca să trăiești în așteptarea vești bune. Sfințirea este cheia înțelegerii vești bune. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său lume ca să judece lumea, ca să condamne lumea, ci ca lumea să fie mântuită sau salvată prin El. Asta este vestea Crăciunului, dragul meu că Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ pentru un păcătos ca tine și ca mine, iar El ne promite iertare de păcate, ne promite viață veșnică, dar ne promite că va trăi cu noi atât timp cât suntem pe pământ și după aia în veșnicie. Dumnezeu să te binecuvânteze și să doresc un Crăciun fericit!